În august 2019, doi cetățeni ai Republicii Moldova au evadat dintr-un penitenciar din Bulgaria după ce au fost condamnați la aproape 5 ani de detenție pentru spargerea mai multor bancomate. Din două localități din Bulgaria, ajunși acasă, cei doi și-au continuat activitatea infracțională. Hoții intrau pe geam în centre comerciale și birouri sau prin distrugerea lacătului de la intrare cu ajutorul unor rengi. În Republica Moldova, indivizii au sustras mai multe seifuri în care se aflau 800.000 de lei. De asemenea, în palmaresul lor sunt și furturi din gospodăriile oamenilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit bani, arme, dar și hainele pe care le îmbrăcau hoții în timpul comiterei infracțiunilor. Cei doi bărbați sunt anchetați și de către polițiștii din Ucraina pentru același tip de infracțiuni. S-a stabilit că în anul 2016 suspecții în complicitate cu alți doi indivizi au pătruns în incinta unui complex comercial din orașul Novodnestrovsk, de unde au sustras trei seifuri în care se aflau bani și bijuterii din aur. Infractorii au fost reținuți și riscă 10 ani de pușcărie.